Eu sunt Navi, iar acesta este vlogul meu. Îți spun bine ai venit sau bine ai revenit. Astăzi suntem pe terasa mea la Demisec Records și o să ne facem puțin de cap. Vlogul ăsta o să fie mai mult pentru fete, pentru că noi suntem cu shopping-ul, mai ales în perioada de reduceri sau în general. Orice scuză este suficient de bună pentru shopping. Ca să nu mai lungesc vorba, astăzi avem un haul de ochelari de soare. Primul meu haul ever și primul haul de ochelari de soare. Pentru că, nu știu dacă v-ați prins până acum, eu sunt omul extremelor. Eu ori fac o chestie, ori nu o fac deloc. Ca să fie așa pe înțelesul tuturor, eu până anul trecut, cred, n-am avut nicio pasiune pentru ochelarii de soare, adică eram la modul, I don't really need them. Pur și simplu, adică trebuia să fie soarele la modul super, super orbitor ca să-mi iau ochelarii de soare de acasă sau să cer împrumut de la cineva o pereche pentru că niciodată nu-mi plăcea să-i car. După care s-a întâmplat, nu știu cum, m-am îndrăgostit de niște ochelari de soare de la Brand Optic Shop și am început să iau cu mine peste tot. Și am zis, păi da, chestia asta cu ochelarii de soare chiar e cool. Fiind și într-o perioadă în care am slăbit foarte mult, nu puteam să investesc în haine, să-mi iau haine și atunci simțeam nevoia să shop pe ceva. Și am făcut o mică pasiune slash obsesie pentru ochelarii de soare, ceea ce explică situația curentă. O să fie un haul cu ochelari de soare și câțiva de vedere slash de protecție pentru calculator, pentru cele care stăm foarte mult în fața monitorului. Mie mi se întâmplă la studio. Dar și de soare, de ochelari de soare, mai ales pentru că, așa cum știm, este sezonul reducerilor și trebuie profitat din plin de acest lucru. Să-i dăm drumul! Să începem cu bunătățile. Prima pereche este o pereche de ochelari de soare Swarovski, de care m-am îndrăgostit din prima secundă în care i-am văzut. Să-i desfacem, să vedeți și cum arăt cu ei. Nu aveam pe albastru și nu știu ce am avut vara asta, dar am avut trei obsesii. Albastru, roz și mov. Cam așa se prezintă situația. Am o slăbiciune și pentru forma rotundă, chiar dacă eu am fața mică și mi se pare că încadrează absolut foarte bine și mi se pare că năsucul meu mic și ascuțit iese în evidență, nu știu, poate sunt puțin tâmpită la faza asta, dar mie chiar mi se par super, super cute. O să trecem la o altă pereche foarte, foarte drăguță. Sunt de la IMVU de data aceasta. Este un brand de care m-am îndrăgostit și care mi este foarte drag pentru că oferă super calitate la un preț ceva mai accesibil decât, să zicem, ochelarii de fițe. Și majoritatea ochelarilor din gamele lor de soare sunt polarizați, inclusiv aceștia. 100% protecție împotriva razelor ultraviolete nasoale pentru ochii noștri. Și ei vin cam așa. Probabil o parte dintre prietenele mele ar zice că sunt mari, nu-mi pasă că sunt mari, vreau protecție anti-UV, vreau să-mi acopere bine fața, vreau să se așeze foarte bine pe pomeți. Eu mă simt bine cu ei și asta este absolut tot ce contează. Și ceea ce vă recomand și vouă, să alegeți întotdeauna ce simțiți voi că vi se potrivește și nu neapărat ce credeți că ar zice cu tare sau cu tărescu că merge sau nu. O să trecem la o pereche foarte, foarte specială de ochelari de soare. Este vorba despre o pereche de la Pier Martino. Sunt lucrați manual în Italia. Sunt foarte calitativi, sunt super, deci făcuți sunt cu o atenție la detalii care mă sperie, sincer. I-am adorat din prima secundă și intenționez să-i port și vara aceasta cât am mai rămas din ea și vara viitoare la maxim. And they have butterflies. Deci pare modelul ăsta, pare ceva așa de fluture. Deci uite și voi cât de drăguți pot să fie. Sunt incredibili și nici măcar nu sunt atât de scumpe cât sunt de frumoși, aș zice eu. There you go. Din toate unghiurile și din toate pozițiile. Și sunt super, super ușori. Eu, în general, când văd ramă din asta cu multe inserții metalice sau care este puțin mai groasă, sunt la modul Și nici nu-mi place chestia asta să simt că stă super greu pe nas. Dar după cum se observă, pernițele astea, nici nu cum să le zic, pernițele astea de plastic de aici protejează foarte bine. I-am purtat și câte 2-3 ore și nu mi-au rămas urmele acelea nesuferite, mai ales când ai make-up și așa, se vede foarte urât că rămâne roșu acolo și nu mi s-a întâmplat lucrurile acestea cu ei. Continuăm tot cu o pereche de ochelari de soare de la IMVU. Sunt foarte, foarte drăgălași, deci o să-i scot, o să-i scot, o să-i scot, pam, param! Dacă merge și pe rotund, de ce să nu meargă și pe pătrat? Cum era piesa frumoasă de la Alina Manole cu luna pătrată? Ochelarii mei de soare frumoși și pătrați? Voilà! Super, super comozi, super ușori, super discreți ca profil, deci felul în care vin așa de e super, super delicat ce este aici.
bineînțeles, precum majoritatea ochelarilor IMVU, dacă nu chiar toți, și aceștia sunt polarizați. Sunt super adorabili. Chestia asta cu modeling-ul, cu fashion-ul, o să înceapă să devină o chestie așa pe creierul meu, nu știu. Vorba unei prietene, acum te lași de muzică și te apuci de fashion. Nu faci pe asta. Dar, dacă tot am pomenit de fashion, o să deschid cutiuța asta magică. Are în ea niște ochelari de soare frumoși de la Vogue. Pentru că fumuriul este întotdeauna in, indiferent de sezon. Ăștia o să ia multă vreme și o să iubesc multă vreme. Sunt super, super frumoși. Bineînțeles, o să dau acum clișeul ăla cu negru merge la orice, sau mă rog, griuțul ăsta închis, fumuriu merge la orice, dar da, ăsta este adevărul. Nici nu mai e nevoie să menționez că sunt lucrați cu foarte, foarte multă atenție, că sunt super calitativi și că sunt și super ușori. Dar ceea ce îmi place mie mult, nu știu de ce, mă fac să mă gândesc la gen the Italian summer. Mă fac să mă gândesc la o vară întreagă petrecută în Italia și chiar dacă mai am doar puțin până la vacanță, încă puțin până pe 10 septembrie, chiar dacă mai am doar puțin, deja am gândul la Italia. Iar ăștia cu siguranță nu vor lipsi din bagaj. Pam, 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 pam. Ce o să scoatem din acest superb toc negru? Ce o să scoatem? O să scoatem cei mai frumoși ochelari de soare de final de vară de la Henko. Uitați aici și voi. Superb. Superb. Ăștia sunt fix ăia de luat la plajă în Italia, ăștia sunt fix ăia de făcut poze pe Instagram cu ei, ăștia sunt fix ăia care te fac să te simți ca o divă și în cea mai mohorâtă sau dubioasă zi. Voilà! Și chiar încep să mă simt ca o divă, deși ziua asta e puțin overcast, deși a fost o zi obositoare, deși sunt puțin ruptă, dar mă simt super, super bine. Mi se pare că sunt genul de ochelari în spatele cărora poți să ascunzi toate emoțiile negative și să scoți la iveală doar ce este super frumos. Mă cam mă prinde entuziasmul, nu? Încă o pereche pe care sigur ați văzut-o la story-urile mele, pentru că m-am despărțit super greu de ea de când am luat-o, nu prea o las acasă, este de la brandul EBK și îmi place super mult partea asta rozalie de aici și îmi place super mult cremul. De când cu cealaltă pereche de Armani pe care am luat-o de la brand Optic Shop, am făcut așa un mic trip pe ochelarii de soare cafenii, gen, nici nu știu să zic ce culoare ar fi, dar ar fi un fel de cafeniu dreamy, așa, și îmi plac super, super mult, mi se pare elegant și nobil. O calitate super mare a lor este că sunt ușori. Pentru mine asta, deci, ar trebui să fie, nu știu, ce mai frumoasă pereche de ochelari, ce mai frumoasă roche, ce mai frumoși pantofi, dacă nu sunt comozi. It's not gonna happen. Dacă îi primesc cadou, o să-i fac cadou mai departe. Deci dacă ceva nu e comod și nu mă face să mă simt frumoasă, dar în același timp și bine și confortabil, pentru mine este a big no-no. Da, deci aceștia au văzut Marea Neagră, o să vadă în curând și Italia și ce să vă zic, recomand cu căldurică. Și vă ziceam că m-am îndrăgostit puțin de acest brand IMVU, așa că o să scot acum una dintre perechile mele preferate din acest haul. Bineînțeles că nu putea să-mi lipsească vara aceasta o pereche de ochelari aviator, așa că ei vin frumoși de la IMVU, frumoși și polarizați. Sunt perfecți ca formă, mi se pare, și ca mărime pentru mine, pentru că, deși s-ar putea să mă repet, s-ar zice că am fața mică, dar nu, mie îmi plac ochelarii care acoperă, care chiar simți că ai pe față, adică nu o să poți pune din ea micuț decât niște ocazii, nu știu, foarte speciale, adică ar trebui să fie chiar așa o chestie. Aviatorii ăștia sunt exact ce simt eu că-mi trebuie și mi se pare că mă pun în valoare destul de bine și de frumos. N-ați zice? Lăsați-mi părerea voastră în comentarii. Trăim în secolul 21 și ne place sau ne place, treaba asta cu statul ore în șir, prea multe ore în fața monitorului sau cu ochii în telefoane, deja ne acaparează cam mult. Și ani de zile am încercat să mă mint că nu, eu nu o să am nevoie să port ochelari de protecție și că pot să stau liniștită toate serile și nopțile și zilele în studio și că nu o să mi se întâmple. Dar vreau să-mi protejez vederea, vreau să-mi protejez ochii și momentul acela a venit pentru mine. Ca să mă simt eu bine cu mine, mi-am luat 3 feluri de ochelari de protecție pentru calculator. Nu au dioptrii la mine.
și sper să nici nu aibă. I-am luat de așa natură încât să fie frumos și să nu fie aiurea să-i port. I-am luat de așa natură încât să fie ușor și să pot să go with the flow acolo, să uit uneori că i-am. Ok. O să încep cu această pereche de la EBK. Bineînțeles că am ales-o pentru ramă, evident, pentru că trebuia să fiu superficială, puțin așa se permite. Am față de domnișoara compozitor, nu? Măcar, asta este singura scuză și singurul motiv pe care îl găsesc pentru a purta genul ăsta de ochelari, pentru că îmi dau un plus de seriozitate. Am petrecut ani de zile în studiouri cu foarte mulți bărbați, încercând să nu mai fiu copila aceea pe care nu o ia nimeni în serios. Uneori am și spus că am mai mulți ani decât aveam de fapt, mai ales când eram minoră, ca lumea să mă ia în serios și ca să pot să lucrez cu oameni în niște studiouri destul de mari. Da, am făcut asta. Iar acum e chestia asta. Îmi pun ochelarii și deja, puțin doamna profesor, puțin domnișoara compozitor, puțin, nu? Go with the flow. Parcă sunt mai de luat în serios cu ei, nu? Dar acum lăsând gluma la o parte, chiar am nevoie de ei și chiar îmi protejează ochii. Și vă sfătuiesc pe voi dacă aveți genul de job sau de proiecte freelance sau genul de lifestyle în care petreceți foarte mult timp în fața calculatorului, investiți într-o pereche de ochelari și de rame frumoase ca să vă simțiți și bine, să fie și ochii safe până la capăt. Și pentru că tot spuneam de investit în rame frumoase și ochelari frumoși, Anna Hickman, tot de la Brand Optic Shop, este acest model. Este super, super finuț, super frumos și da, iubesc roșu. Voilà, cam așa se prezintă situația. Îmi amintesc foarte mult de ochelarii pe care i-am purtat în perioada lansării piesei Eyes Wide Shut. Mergeam la emisiuni cu ochelari cu rame roșii foarte mari, mai geeky așa, pentru că mi se părea un look foarte stylish și cool și la fel pentru că îmi dădea un plus de seriozitate. Aceea era o piesă voce pian care a fost în heavy rotation pe Radio România Cultural și mi se părea că toată imaginea asta, așa puțin elevată și puțin geeky, merge. Și cred că am avut dreptate. Ultima, dar nu cea din urmă, pereche pentru ziua de astăzi este tot o pereche de ochelari de protecție pentru calculator, tot de la Anna Hickman. Bonus, acest top frumos animal print. I used to hate animal print for real, dar acum îmi place, nu știu. Se schimbă gusturile cu vârsta, acum își fac 30 de ani și o să iau de tot raz, da? E, și pentru că am început să mă îndrăgostesc și de machiajele cat eye, deci tigrișori, pisici, facem cum facem și tot o dăm cu animăluțe, am ales acești ochelari de la Anna Hickman, again, fără dioptrii, și again, sunt foarte, foarte ușor și pot să-i port ore în șir stând în studio, pot să mă simt și eu bine și frumoasă ca femeie, să nu mă simt dubios așa cu ochelari, și pot în același timp să-mi protejez ochii, ceea ce este absolut cel mai important. Sănătatea pe locul 1, frumusețea pe locul 2, superficialitatea de la 3 încolo. Și ca să închei acest haul cu o veste extraordinar de bună, trebuie să vă spun că prietenii de la Brand Optic Shop au reducere 50% pentru toate perechile de ochelari de soare. Deci tot ce ați văzut aici la mine este luat la reducere și puteți beneficia și voi de acest super discount. Vă dați seama asemenea frumuseți la jumătate de preț, fetelor! Deci trebuie să mergeți neapărat pe strada Tache Ionescu, numărul 8, lângă Piața Romană, în București, și să vă alegeți cel puțin o pereche. Acum, dacă o să faceți extravaganțe și nebunii cum am făcut eu, măcar nu dați vina pe mine. Bucurați-vă de vară, ce-a mai rămas din ea, bucurați-vă de soare la maxim, de începutul de toamnă și de fiecare zi și de cum vă simțiți, cu ochelari sau fără. Vă pup și ne vedem în vlogul următor.